Polițiștii giurgiuveni au îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. Asta pentru că în fiecare an, în data de 25 martie, se sărbătorește Ziua Poliției Române, instituție care a ajuns la cea de-a 192-a aniversare. După ce au organizat o serie de manifestări cu acest prilej încă de săptămâna trecută, structurile Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu s-au reunit astăzi în incinta unui hotel din oraș pentru a sărbători printr-o ședință festivă. Șeful inspectoratului, comisar șef de poliție Vasile Tache, a citit mesajele adresate polițiștilor de către vicepremierul pentru Securitate Națională, ministru al afacerilor interne Gabriel Oprea și chestorul general de poliție Petre Tobă, inspector general al Poliției Române. Sărbătorim astăzi 192 de ani de tradiție și continuitate a activității Poliției Române în slujba cetățenilor. Un stat puternic se bazează pe ordine și respect față de lege. De multe ori, aceste valori nu se impun cu ușurință. Ele sunt rodul unor bătălii pe care dumneavoastră, polițiștii, le purtați zilnic cu cei care disprețuiesc și încalcă aceste principii. Alături de polițiști, la ceas aniversar s-au aflat și conducerile Jandarmeriei Giurgiu și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au felicitat activitatea profesională a polițiștilor giurgiuveni. Sănătate, pentru că dacă avem sănătate, putem să ne desfășurăm activitățile în condiții ireproșabile. Ca beneficiarul muncii noastre, cetățeanul giurgiuvean, să se bucure de protecție, să se bucure de liniște, ca să își poată desfășura activitățile zilnice. Vreau să vă urez la mulți ani, să fiți sănătoși. Vreau să menținem legăturile instituționale la același nivel sau poate chiar mai să ne îmbunătățim. Vreau să felicit domnul comandant Tache pentru rigoarea și modul în care conduce inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu și pentru faptul că de ceva vreme, spun eu, la Giurgiu suntem o echipă și împreună cu ceilalți colegi de arme, sub conducerea domnului prefect, eu zic că am făcut treabă bună și o să facem în continuare. Felicitări și la mulți ani! Prefectul județului Nina Carmen Crișu a adresat la rândul său felicitări polițiștilor giurgiuveni pentru profesionalismul și implicarea activă în viața comunității. Vă urez multă sănătate, multe împliniri în activitatea pe care o veți desfășura de acum încolo. Vă mulțumesc că existați, vă mulțumesc că datorită dumneavoastră suntem mai liniștiți, dormim mai liniștiți și ne creștem copiii într-un climat mai bun. Vă doresc mult succes în activitate, sănătate, fericire și să vă dea Dumnezeu să vi se împlinească toate dorințele după sufletul și activitatea dumneavoastră laborioasă și spre binele tuturor locuitorilor acestui județ. În zi de sărbătoare, șeful inspectoratului, comisar șef de poliție Vasile Tache, a asigurat giurgiuvenii că poliția își va respecta obligațiile pe care le are față de aceștia și că va rămâne aceeași instituție de încredere. Totodată, polițiștilor le-au fost transmise cele mai bune gânduri și urări de sănătate, dar și mulțumiri pentru activitatea depusă.